Bună tuturor! În videoul de astăzi vreau să vă prezint unboxing-ul campaniei 11 de la Avon. Este penultima campanie din an și primul catalog de Crăciun. Am o comandă de 410 lei, ceva de genul. Două cutii, una mai mică și una mai mare. O să încep cu aceasta mai micuță. Haideți să vă arăt. Am o bucată de factură. Eu mi-am comandat acest scrub pentru față de la Planet Spa. Acesta cu minerale de la Marea Moartă. L-am mai avut, mi-a plăcut, are 75 de ml și a costat 9 lei în această campanie. A avut un preț și destul de bun. Pe comandă am avut aici o brățară cu steluță aurie. Nu știu dacă se va vedea ceva prin această punguliță, însă nu pot să o deschid fiind pe comandă. Așa. A fost 16 lei. Bun. Tot pe comandă am și acest parfum, Faraway Glamour. A fost la 18 lei în catalog. L-am avut și campania trecută, doar că nu era pe stoc. Are 30 de ml. Tot pe comandă un ruj din acesta din gama Power Stay. Nuanța Dynamite Cherry. Și aici este un spray pentru păr din setul acela cu 5 produse. Când o să găsesc și restul produselor, o să le pun pe toate la un loc. Am primit aici Avon Magazin, care este destul de groasă. Oferte bonus. Acestea sunt valabile în campania 11, începând cu a doua comandă. Și în Crăciun e obișnuit ceva broșuri de Crăciun. 4 la număr. Și cam atât în această primă cutie. Bun, și acum o să trec și la cea de-a doua cutie, care este foarte, foarte grea și din aceasta foarte mare. Și al doilea lucru pe care mi l-am cumpărat pentru mine este vorba de un rucsac. L-am luat din ofertele de reprezentanți cu doar 9 lei. Am zis să-l iau pentru când plec cu copilul, să pun una altă în el. Am mai avut ceva de genul și wow, acesta e chiar foarte mare. Chiar mă bucur acum că l-am luat. L-am luat așa la nimereală, am zis că poate nu o să fie rezistent, poate nu o să fie bun. Anul trecut, doamne, în vară, când s-a lansat, era mult mai scump, era undeva la 20 de lei, ceva de genul. Și acum, dacă l-am văzut la 9 lei, am zis, haide să-l iau. Așa este din acesta care se strânge, dar eu nu am treabă, nu mă deranjează. Chiar îmi place. În ideea asta l-am luat când merg cu copilul pe undeva. Este așa un portocaliu deschis, ceva piersicuță. Și cu imprimeul acesta floral de vară, îmi place. Și v-am zis, doar 9 lei a fost. Și acum, haideți să vedem ce am avut pe comandă. Ia uitați cutia cât este de plină. Aici am o bucată de factură, iarăși. Să începem. Am avut pe comandă acest parfum, Patient Dance. A fost la 25 de lei, are 50 de ml și așa vine el, fără țiplă. Tot pe comandă un Premier Lux pentru el. A fost la 55 de lei. Vine sigilat și are 75 de ml. A fost la ofertele de Black Friday acolo pe spatele catalogului. În continuare, deci toate produsele de aici sunt pe comandă, n-ar vreau să mai repet. Am și acest parfum Her Story, care a fost 49 de lei, mi se pare. Da, așa dacă țin bine minte. Vine sigilat acesta și are 50 de ml. Pe comandă am și două parfumuri mask. Acestea intens. Au fost la doar 16 lei bucata în acest catalog. Un preț foarte, foarte bun. Eu am comandat un set de pungi mici. Au costat 1,50 lei, mi se pare. Și un set de pungi medii. Au costat 1 leu. Bun, și să continuăm cu produsele. Pe comandă am avut aceste două noi spumante de baie. Acum s-au lansat în acest catalog. 7 lei bucata. Acesta este cu zmeură și coacăze, 250 ml. Și acesta este cu merișoare și portocale, tot 250 ml. Arată foarte bine, foarte drăguțe sunt. Așa. Pe comandă am avut și un set din acesta gingerbread, tot așa un set cu noutăți de Crăciun.
spray de corp la 100 de ml, săpun lichid la 250 ml și acest gel de duș tot așa la 250 de ml. Arată foarte, foarte bine și a fost 20 de lei acest set și prețul a fost destul de bun. Aici am 3 parfumuri Pur Blanca, toate au fost pe comandă. Acest parfum este foarte iubit în rândul clientelor mele și în această campanie a avut un preț fantastic de doar 16 lei, astfel încât l-am recomandat, am semnalat clientelor oferta și am avut pe comandă. La doar 16 lei, eu zic că este un parfum excelent și mi-e place foarte, foarte mult, dar având atât de mult, am zis că nu are rost, sincer, să-l mai cumpăr, doar să mai stea acolo luni de zile, poate chiar și un an. Și acum am rămas cu produsele acestea mai mari, am avut pe comandă și 3 spumante de baie din acestea la 1 litru. Primul este și unul dintre favoritele mele cu crin alb. Este foarte fain acest spumant, miroase genial. A costat 17 lei. Încă unul cu rodie și bujor. Pe acesta îl folosesc în momentul de față pe post de săpun lichid la baie și iarăși îmi place și mie super mult. E foarte bun, face multă spumă și miroase genial. Și v-am zis că fiecare au fost 17 lei. Și ultimul, tot pe comandă, acesta cu coacăze și zmeură, tot la 1 litru, tot 17 lei. Și la fel l-am avut și pe acesta de foarte multe ori și miroase super, super bine. În continuare, eu am comandat un set de 3 cataloage, așa arată noul catalog, catalogul de Crăciun, ultima campanie din campania 12 din 2021. Am comandat un set de 3 și am primit unul din partea companiei. Mulțumesc frumos, Avon. Și aici sunt restul produselor din acel set de 5 produse, așa cum v-am spus. O să dau cutia asta mare la o parte și să vi le arăt. Acesta a fost setul. Deci acest spray de corp vi l-am prezentat anterior. Pe urmă acest spumant de baie, Luxury Flower, pe acesta nu l-am încercat niciodată, nu știu cum miroase. Acest spray de corp cu coacăze și zmeură și cele două produse din gama Cherry Bomb, gelul de duș cu cireșe pe care l-a avut și soțul meu și a plăcut super mult și acest săpun lichid tot așa Cherry Bomb, deci toate aceste 5 produse la 30 de lei. Și, dragii mei, cam aceasta a fost comanda mea. Sper că v-a plăcut, poate v-a inspirat în vreun fel. Dacă da, m-aș bucura să-mi spuneți jos în comentarii care vi se par vă ofertele cele mai bune sau ce vreți să vă comandați sau ce ați avut pe comandă dacă sunteți reprezentanți. Și până data viitoare, vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!